Dragilor, bine v-am regăsit! Astăzi o noutate editorială, o recomandare de carte venită din spațiul islamic, Calea Sufită de Idris Shah, o carte publicată în colecția Înțelepciunea Inimii din portofoliul editurii Herald. Nu te uita la forma mea exterioară, ci ia ce țin aici în mâna mea. Se deschide această carte cu un frumos citat din Jalaluddin Rumi. Idris Shah, autorul cărții, a fost un scriitor și maestru în tradiția sufi, autor a numeroase cărți, tratate, articole, eseuri pe diverse teme, de la psihologie și spiritualitate până la jurnale de călătorie și studii culturale. Lucrarea de față, Calea Sufită, reunește o sumă de texte alese și traduse de Idris Shah, provenind din tradiția islamică și anume din acea parte a ei cunoscută, mai ales în Occident, sub numele de sufism. Este considerată cea mai pertinentă introducere în mistica islamică. Dar ce este sufismul? Ce este un sufi? De ce este importantă această carte? Conținutul acestei cărți este revelator în acest sens, pentru că vom găsi autori precum autori clasici, maestri sufi precum El Ghazali, Omar Khayyam, Attar din Nishapur, Ibn Arabi, Sadi din Shiraz, Hakim Jami, Hakim Sanai și de asemenea cel pomenit puțin mai devreme maestrul sufi Jalaluddin Rumi. În carte de asemenea vom găsi cele patru mari ordine, alte capitole interesante printre maestri, viața practică și învățăturile, pilde, povețe, teme pentru contemplația solitară, întrebări și răspunsuri despre sufism, sufismul, studiul sufismului în Occident și înțelegerea sa profundă. Acest volum, această carte, Calea Sufită de Idris Shah, își propune să prezinte ideile, acțiunile și istorisirile sufite nu pentru a fi studiate la microscop sau ca piese de muzeu, ci întrucât sunt relevante astăzi, mai ales astăzi, pentru o comunitate vie, cea căreia îi spunem lumea contemporană. Iată așadar, venim cu această recomandare de carte în fața dumneavoastră cu mult drag. Este vorba despre Calea Sufită de Idris Shah, o carte publicată în colecția Înțelepciunea Inimii a editurii Herald.